Virgil, trebuie să vorbim despre asta. Au venit și rudele de la țară. Oamenii au tendința să se descalțe tot timpul când intră într-o casă, mai ales în vizită, și nu e tocmai ok. Este... Deci nu ne descalțăm în vizită. Oh, ce bine e! Dani. Arată bine băiatul, îmbrăcat la costum, bine, curățel, are... E doar specialistul. Are, stați odată locului, vă rog, și nu mai întrebați despre Virgil. Exact. Tataie, fără, nu se pune pe masă nimic. Pe masă nu se pune nimic. Nu se pune bun. Să începem cu începutul. Avem atâtea mărimi de pahare. Domniță, ne scuzați, doar cămătarii stau cu mâinile pe masă, nu cred că e. Unde sunt cămătarii? Auzi, dar cu ce mașină ai venit? Fata, deja! Dar ce? Ce ai? Vedeți, să nu replicăm chiar o poveste. Deci din... nu se poate sta așa. Dar de ce te de mine zici? Nu, asta... O să murdărești fata dimineață. De masă și de ce Virgil, nu s-a drăguț. Să începem cu să începem cu o aranjare normală de masă, de casă, de oameni. Nu, nu se poate. Stați cu minți un pic, fetele. Haideți, două minute vorbește doar Virgil, da? Mulțumesc. Bine, bun. M-am plictisit. Te-ași plictisit deja. Auzi, ai o gumă? Nu știu, ai o gumă? Fetele, tăceți un pic, vă rog eu. Ai o gumă? Orice vă zice Michi în cască, tăceți un pic. Ai o gumă? Ce-i Michi? Ce-i Michi? Nu zic un băiat de la etajul 2. Virgil, să ne apucăm de treabă. Mă bucur, Dani, că ți-ai invitat și rudele de la țară. Fără taci odată. Haide, Virgil, trebuie să te măcar tu. Am nevoie de unul dintre voi. Bă, unul vrea să mă ajute la emisiunea asta. Auzi, dar miroase frumos. Da, asta e, da. El mulțumesc. E de aici. E de producția de anul. Eu n-am văzut prima. Reguli de bază: farfurii, tacâmuri și pahare. Farfurii, tacâmuri și pahare. Dar înainte de asta trebuie să vă dau o veste bărbaților, domnilor. Prima oară se așează fetele la masă. Vedeți? Mi-am zis. Băi! Le-am găsit așa așezate. Nu. Nu s-au venit. Mai fetele. Nu mă ridic. Deci fetele. Așteptăm. Fetele? Adică mă pui să mă ridic chiar? Da, evident, vă rog să vă ridicați. Doar ce scaunul ca în filmul ăla. Ca în filmul ăla, cum să nu? Bun, ca unul, nu altceva. Ne iertați? Haideți să... Răzvan, vrei să ne ajuți? Sau? Da, mi se vor să trăscău. Haideți, băieți, ajutați fetele la o așezare cu... Ne încălțăm. Părăș, lasă-mă, că nu mai dă. Părăș. Ascultați la oamenii ăștia în casă, așa. Haideți, vă rog. Deci, mai întâi se așează fetele la masă cu ajutorul băieților. Să nu faci poanta aia, să tragi felul și să cazi. Virgil, explică-ne. Liniște un pic, vă rog. Virgil, deci... Mai înainte de toate trebuie să știm... Doamne, apără și păzești. Nu mai face cruce, că ia doar de Crăciun. Deci, ce trebuie știut? Flavia, am nevoie de două minute de la tine. Flavia. Ce? Două minute, te rog, lasă-mă să explic oamenilor de acasă. Un preot pentru exorcizări foarte da, bun. Avem nevoie și de acheasmă. Înainte de toate trebuie să știm, bărbații, bună ziua! Bună ziua! Sărbuna! Bună ziua! Trebuie să știți câteva reguli. Doamne, mă uit la asta că îmi dau și lacrimile ca așa la un îngropat pe ăla, la capul satului, tot așa frumos era. Zia, se referă la costumul tău impecabil. Da. Haideți! Nu mi-a recuperat-o de la fetirele. Am nevoie de un minut de voi. Un minuțel de concentrare, după care scăpați. Nu o să vă plictisim foarte mult. Trebuie să știți câteva reguli pe care... Nu se poate. Vă dau afară din școală. Flavia, te rog. Ai fi tu primul. Trebuie să știți câteva reguli de etichetă și protocol și mai ales voi, doamnelor, întotdeauna când sunteți așa. Care, care, doamne? Flavia, te rog, omule, nu mai zice nimic. E de bine, mă. Când vă așezați la masă, trebuie să știți că întotdeauna bărbatul vă va trage scaunul. Normal. Nu, și nu preșul. Da, e mai târziu, vă scriu. Într-o mișcare lentă. Într-o mișcare lentă se trage scaunul de lângă masă, se depărtează de masă, după care se invită doamna. Invită-mă! Dar nu vreau să mă așeze el pe scaun. Să ia loc, uite, nu? Ce șapă. Da, și o invitat să ia loc. Vă rugăm să luați loc. Vă rugăm să luați la haine. Loc. Și bolnavii de inimă ce fac? M-ai lovit la picioare. Bolnavii care suferă și acum trebuie să... Împingeți un pic mai. Împinge-mă! Mai mult! Este bun, agresiv. Odată ce ați așezat fetele, bărbații au dreptul să... Să ne ducem în treaba noastră. Și acum, dacă le-am așezat pe ele nouă, cine trage scaunul? Ne ducem... Deci asta e o întrebare interesantă, nu mă așteptam. Bun. Farfuriile sunt atâtea și de atâtea forme. Putem să le punem una într-alta, cum am văzut la
nuntă la botez? Nu, nu putem să le punem una în alta. Farfuriile, tacâmurile și pahaile au ordine foarte clară. Da. În etichetă și în protocolul de servire a meselor. Drept urmare, vă voi exemplifica câteva. O vom lua pe Flavia, îmi pare victima perfectă. Pe așa ceva. Îmi place să fiu victimă. De la orașa inițiativă. Mazertov. Victima, stai un pic locului, te rog eu mult de te-am tot. Te-am zis că murdărești fața de masă, de masă și se supără domnul și ne dă afară. Și dacă ne dă afară, mie îmi convine, că după aia e legal. Wow. Aha, o să vă pun o pilă. Să începem. Să începem. Ce trebuie să așezăm în primul rând la masă? Să știți că este o regulă foarte importantă. La masă nu ne înghesuim pe canapea câte 4-5, cum suntem noi obișnuiți. Da. Așa. Are ăsta camere de luat vederi la noi, suflați. Și ce? Așa ne mai înghesuim noi. Trebuie să facem mult mai degajată. Să știți că locul, obiectul de inventar care marchează locul la masă este scaun. În funcție de câte scaune avem, atâția invitați putem avea. Nu da. Putem să scoatem taburetul ăla mic din bucătărie. Se mai, na, se mai întâmplă, dar mai în cazul excepțional. Dacă vorbim, mai vin și neinvitați. Muft. Vreau să remarc, Virgil, faptul că pe cocarda din pietul Rezon scrie produs tradițional. Că de acum am văzut, de măchinii de două ore să văd. Unde v-au făcut? Scrie produs tradițional. De ce tradițional românesc? Unde, haideți să mergem mai departe. S-a făcut și veșnicia, amice. Eu sunt aici să la te și ajut să știi. Stați la masă, stați la masă, stați la masă. Dai mă din niște care servește domn. Primul lucru pe care trebuie să-l punem pe masă. Ospătar, n-ai adus meniu. Un minut, am nevoie de un minut. Da. Noastră erați obișnuit la gară cu micii, da, cu scobitoare. De data asta s-a schimbat un pic regula. Să știți că este farfuria suport sau tipsie se mai numește. Ați văzut că magazine acum în magazinele de casă. Să-mi aduceți capul lui pe tipsie, spuse vodă. Spuse. Mai dăm citate acum. Bun, deci farfuria de suport. Farfuria suport se așează prima pe masă. Vom exemplifica Flavia la masă pentru a putea înțelege mult mai bine. Ea... Nu, nu cu sânii, cu farfuria vreau să am treabă. Ea se pune la marginea mesei. Ia să ne puneți o farfurie. Flavia, ea se pune la marginea mesei, dar întotdeauna o vom fixa între 1 și 3 cm în interiorul mesei pentru ca în momentul ridicării să nu întoarcem farfuria cu totul. Bun. Deci avem farfuria. Două degete este măsura perfectă pentru. La mine pune. Mai departe, așa, ce credeți că putem? Flavia, ce crezi că putem pune pe masă mai departe? Sifon. Tot la băutură, maică, te gândești. Da, tot la băutură. Bun. Ei bine, mai departe să știți că vine un obiect de inventar foarte, foarte des întâlnit, și anume scrumiera. Farfurie mai mică. Iartă, nepoasă. Nu e, tu-și mă. Dragi urată, pune-ți ceva în cap cărăcis. Ce vânt e la ăștia. Pune-ți ceva în cap. Să vă mai spun o regulă de etichetă și protocol. La masă nu se poartă căciulă. Ce vorbești, măi, pe frigul ăsta? Să mă fiți-a eticheta de râs pe ei. Să aflăm ce e farfuria asta mică, te rog. Aceasta mică este farfuria pentru pâine și unt. Da. De deschidere. Farfuria de pâine și unt care se pune în partea stângă. Mamă, ce sărăcie la nepotul ăsta meu. Și vom începe și vă lipsește spită și unt ca ultimii. Da. La deschidere. Și vă trebuie și sare, pâine cu sare. E nobilă, pâine cu unt, așa. Da, dar ce dată pâine cu unt, că ne îngrașă. Mergem mai departe, liniște. Mergem mai departe. Vom începe să punem tacâmurile pe masă. În cazul acesta... E complicat aici. Acum începe partea frumoasă a lucrurilor. Să știți că în cazul acesta vom așeza primul tacâm. Acesta este un tacâm chiar dacă are o singură piesă de inventar. Da. Și anume cuțitul pentru unt se pune pe diagonală. De ce, Flavia? De ce se pune pe diagonală și nu se pune el lângă? Da. Nu știu. Pentru că întotdeauna mâna care va unge va fi mânuța ta dreaptă. Deși farfuria este în stânga. Deși farfuria este în stânga. Dar deci untul va fi pe centrul mesei. Ok, da? Deci să ia, pâinea, să ia. Foarte important, pâinea nu se taie niciodată. Se rupe pâinea. Se rupe pâinea. Întotdeauna se și rupe. Cu alea de curg din pâine? Se numesc firmituri la noi, la țară, la Monaco, așa se numeau firmituri. Ți-am abi. Da. Spune-ți-o. O întrebare. Cu cuțitașul a pus în diagonală. Da. Nu se desface berea? Ba da, dar mai târziu. Ah, vezi că nu știam, fii cu minte, nu mai zic nimic. Bun, mergem mai departe, din sumedenia aceasta de tacâmuri. Să știți că vom începe acum să le așezăm. Regula este foarte simplă. Așezarea tacâmurilor la masă se face invers felurilor de mâncare. Dacă noi vom avea ultimul lucru, friptură sau desert, exact așa le vom așeza. Deci invers sensurilor de mâncare. Dă-ne un exemplu. Bun. Să spunem că ultimul nostru lucru la masă, Răzvan,
ultimul nostru lucru la masă vor fi obișnuitele sarmale, nu? Copitorile. Fecalea nu se cum. Ai mâncat în tinerețe. Ai zis că ultimul lucru la masă. Dar de ce plângi? Ce putu, poate mereu. Deci avem sarmalele. Asta înseamnă că cel mai aproape de dipsie, cel mai aproape de dipsie, cel mai aproape de dipsie, mititelule, vom avea tacâmurile de sarmale. Cuțitul în dreapta, furculița în stânga. Înainte de sarmale vom servi... Ce? Înainte de sarmale vom servi... Ce vom servi înainte de sarmale? O țuică! O țuică! O, lasă băutura, nu, fără băutură, nu, că nu faci treabă. Înainte... Vorbești în franceză când bei, termină cu băutura. Înainte vom avea peștele, să zicem. Vom avea peștișorul. Bun. Peștișorul de aur. Doamna cu el? Duce ghinion peștele. Vom avea peștișorul. Doamna? Nu, haide! Deci eu mă descurc singură. Cuțitul de pește, știm cu toții, arată altfel decât toate celelalte. Cuțitul de pește și furculița, noua furculiță de pește, este un nou model de furculiță de pește cu trei furcheți. Da? Știi, nu, cu trei? Cu trei. E... fur? Nu vă jucați cu tacâmuile, nici cu mâncarea. Ce ciudat e ăsta. Da, știu, mai știu. Ciudat. Știu, bun. Mulțumesc, mi se spune foarte des asta. Nu mai râde. Ești fecioară? Bun. Domnul, ești fecioară? Ce? Nu, sunt creștin. Ce crede în Dumnezeu? Ce avem înainte de pește? Înainte de pește, ce credeți că putem avea? Negocierea. Davia. O supă! Bravo, supă, cremă, ciorbă. Dar de unde știi? E, fata, eu ies în oraș de... Supă, cremă... Mereu te vedeam la bufetul gării și nu știam de unde să iau. Supă, cremă, ciorbă, borș sau consomé, este o diferență. Consomé! Consomé! Consomé. Ăsta al meu vine consomé în fiecare seară. Atunci vom avea două linguri pentru două linguri. Aceasta este lingura de consomé. Ai, mănânci cu două linguri odată. Trebuie să facem o mică diferență. Deci asta e lingura de consomé mai rotundă așa, grăsuță. Grăsuță, da. Bun, și asta mai lunguiață. Este lingura de ciorbă, borș sau cremă. Ce e consomeu? Consomeu este o supă limpede, este inventată de francuzi, este o supă limpede care poate fi făcută fie din legume, cea mai des întâlnită, sau de vită, sau de coadă de șoim. Nici o aluzie. Te rog. Mulțumim. Da? Supă consomé. Auzi, mă, bun. Supă limpede. Supă, ciorbă, cremă, borș sau consomé. Da? Ca și avea... era Model Toro când supă. Am fost la lucru în... păzidărie. Dar, avem supă. Avem supa. Mai departe? Nu. Mai departe? Paharele. Nu, mai avem un tacâm. Hai mă, te rog eu, mă, poate, te rog eu mult de tot. Pune-ți ceva în cap, pune-ți aia în cap! Nu mai terminăm, vă rog. Vrea cu tine, hai că vine 31. Gata. Bun. Ce avem înainte? Înainte de supă, ghici, nu. Un aperitiv, un aperitiv. Bem o țuică aperitiv. Nu bem la televizor, te rog eu mult și nici nu dăm de 31. Oprește-te cu țuica, dragă, oprește-te cu țuica. Opriți-vă cu țuica. Bun. Aperitiv. Și tacâmul de aperitiv sau degustare sau de hors d'oeuvre, cum erai dumneata. Hors d'oeuvre. O secundă, Flavia. Hors d'oeuvre. Bun, asta înseamnă... Tacâmurile se așează în două variante. Ori se așează la baza tacâmurilor, da. Ori se așează la vârful tacâmurilor. Adică putem așeza și la vârful furchieților. A, le putem alinia la vârf sau la bază? Sau la bază. Bun. Cel mai elegant este la bază pentru că nu ne încurcă. Mai departe, ultimul până lucru. Până aranjați masa, nu vă spune, nu vă rupe foamea, ca idee. Nu, deci nu, casa durează foarte puțin. Durează puțin la noi. După 30 de ani de experiență, durează foarte puțin. Pac, imediat. Bun. Păi, bun. Ce să mai mănânci înainte de aperitiv? Nu știu. Mai avem un tacâm pe care trebuie să-l punem, nu mai mâncăm. Desert? Tacâmul de desert, care este compus din... Dintr-o linguriță. Nu, nu există linguriță. Am luat la, scuze-mă, la furculiță și cuțit. Taci un pic. Nu există linguriță. La ultima noastră emisiune, Virgil ne-a învățat că nu mâncăm desertul cu lingurița. Lingurița e pentru mâna. Cafea, ceai, etc. Și dacă curge înghețata? Aceea, la înghețată, este un tacâm special care se numește lingurița casata. Iată. Ai ții minte când erai dumneata tână și treceai la pofetărie? Frumos, ține mâinile la spate și pune-ți... Nu mă, de iar! Taci-o! Lasă-l, domnule, ne poate, de acolo. Să știți că tacâmul de desert este format din trei piese. Asta pare ca aia de consume. Exact. Este lingura de desert, furculița de desert și cuțitul de desert. În 90% din cazuri, mai majoritatea deserturilor se mănâncă cu... mână. Furculița. Cu furculița. Furculița. Da? În cazuri în care vom avea o tartă dură, un tartatan, de exemplu, o tartă franțuzească, c'est en français, vom folosi furculița și cuțitul. Dacă vom avea un preparat cremos sau un desert... sos, da. Mă rog. Dorme. Alo! Tataie, o fi țuica, țuica. Nu, se zice numai bine, nu să bei. Bun, și atunci vom aranja tacâmurile. Cum am dormit noi, uite. Ah, deci asta chiar așa se face cu asta, nu? Și
Dacă vom avea înghețată la masă, să știți că vom pune și, o să considerăm că aceasta este o linguriță de înghețată. O considerăm? O considerăm, nu este. Lingura casata. Să știți că sunt foarte multe tacâmuri. De exemplu, există un tacâm care servim strugurii. Se numește unghiera pentru struguri. Sună ciudat. Sună foarte ciudat. Sunt tot felul de tacâmuri ciudate. Sunt tacâmuri pentru crustacee. Melcu. Nu pe masă, nu pe masă. Pe masă. Bun. Hai că avem un singur lucru mai spune la aranjarea mesei și vreau să vă intre bine în cap. Cum să-l întreb pe domnul? Ce? Cum se cheamă lingurița aceea pentru sare? Există o linguriță pentru sare? Există o linguriță de serviciu de sare și piper, da. Aici. Unghi, asta mai nu. Nu, băi, nu. Nu, haideți. Cum se cheamă? Mi-e greață. Eu nu mai Virgil, la final, înainte să punem și paharele, trebuie să spunem un lucru important. Tipsiera rămâne aici. Tipsiera va rămâne, farfuria suport în cazul acesta, va rămâne până la sfârșitul mesei. Chiar după cafea o putem debarasa. Vom servi desertul pe ea. Beți cafea înainte să beți o țuică. O țuică mică, da. Acum te rog, eu nu mă face de râs. Tata, poți să întreb și când mâncăm? Nu, mai stăm un pic. În ritmul ăsta, mâncăm cum vine CFR-ul în Gara de Nord. Da. Mai răuți. Șervetul, foarte important. Șervetul se pune în poală ca să nu dai pe tine că-ți cade din guriță. N-ai cu cine. Vom exemplifica cu acest șervet. Cine îți pune șervetul? Poți să-l pună spătarul, de exemplu? Dacă suntem la restaurant, spătarul, chelnerul va pune șervetul în poală, dar întotdeauna cerând permisiunea, pentru că este o nuanță foarte fină în alte interpretări. Și atunci va cere întotdeauna permisiunea. Da. Permiteți? Sigur. E obișnuită... Nu e de la noi, a lucrat în Spania. Mulțumesc, domnule! Fii amabilă, drăguță, să nu-l strici că fac colecție. Da. Bun. Și acum, elementele foarte importante, băuturica. Ba! Da! 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 Aici, tata! Paharele mai întâi. Dar mai aturnăm, da. Ce explică Virgil, cum punem paharele, că sunt multe, atenție. Deci voi muri și de foame și de sete, mă băieți. Îmi cer scuze că vă zic. Pahar pe care îl vom pune pe masă va fi paharul de vin roșu. Bun. După care, ce credeți că urmează? Paharul cu cola de apă. Nu, mai avem până la apă. Nu avem pahar de cola. Nu există pahar de cola. Și de ce beți? Pahar de vin alb sau roze. Roșu, alb sau roze, care este același? Ăsta e mai mic. Nu, mă, ăsta e de roșu, ăsta e de alb sau roze. Da, și asta de ce e mai mic? Să bea mai puțin vin alb? Da. Nu, e mai... După care? De țică! Prosecco sau șampanie? Nu. Prosecco, spumant, șampanie. Este singurul pahar ce poate rămâne de la începutul mesei până la sfârșit. Este singura băutură ce se poate bea de la începutul mesei până la sfârșit. Și chiar și în cadă se poate bea. Și chiar și în cadă. Eu știu! Și vom avea... Auzi, nepoate, scuză-mă că te tot întrerup. Dar eu nu vă înțeleg obiciul. Adică ce vrei să spui? Că vinul la voi ajunge să fie și în pahar? Din pahar se bea vinul, din pahar. Când? Asta zic, ajunge până să ajungă... Da, pe așa servim la București. Mamă, ce chitroși! Și atenție, ruda noastră îndepărtată. Da. Acesta mic este parul de apă. Știu de ce. E de așa? Pe înțelesul lui. Eu știu că... noi ca idee... Așa, noi și-l pune la oi când ne doare. Uite așa, ține picioare. Bun. Poți să iei ăsta pentru noi? Pentru că noi nu bem apă, nepoate, la țară. De ce nu beți apă? Nu bem apă pentru că... Peștii face dragoste în ea. Da. Am cum a zis de nu-ți după apă, bei apă joc. E un fotbalist de la Rapidulețu. Ai Rapidulețu! Stai un pic. Unde pune, băi, stai un pic. Unde pune paharul de apă? Și ultimul pahar se va pune la început. Deci e la mâna dreaptă. Dar lor le trebuie mese mari, tată. Ca să bună toate drăciile astea. Bun. Stai. Mai avem, mai avem. Mai avem. De-abia am început. Bun. Da. Sunt așa slab toți, mă, la București. Ei moare de foame. Ce mai avem de pus? Trebuie să... Friptură. Ce mai avem? Friptura. Nu stai că n-a terminat cu vesela, stai că e complicat. Bun. Ei bine, acum considerăm că suntem acasă și va trebui să servim felurile pe care le-am pus, felurile pe care le-am pregătit. Da. Bun, cum facem noi asta, Flavie? Luăm niște farfurii. Îi poftim la bucătărie. Nu, alo, nu. La bucătărie. Presiunea militară. Să nu mă bat iar. Stai jos. Presim că durează și zic să mă acomodez. Mă dezbrac și eu? Da. Nu, țineți. Bă, nu te dezbrac. Bun. Ce e de făcut, Virgil? Îi poftim în dining, nu în bucătărie, băi. Da, interesant este cum schimbăm farfurile, că la un moment dat trebuie făcut un rolaj. Imediat. Ce vom avea primul lucru? Ce am zis că vom avea primul lucru? Avem aperitivul. Aperitivul. Întotdeauna se va aduce montat de la bucătărie, sau dacă este o masă mai...
Lejer. Colocvială. Colocvială. Să spunem așa. Vom avea asta cum e? Un plat. Asta e o masă mai... Un dezastru. De soi. Vom avea, platourile, cu mâncare pe masă direct. Dar dacă nu le vom avea, vom monta aperitivul nostru. Sigur. De la bucătărie și va fi pus... Da? Este prima farfurie care vine la masă. Da. Da? Și prima care va pleca. Va pleca împreună cu tacămoile ei. Asta și cu asta. Da. Aș vrea să pui tacămoile în farfurie, în semn că ai terminat. Cruce. Dă-i cu cruce. Așa. Uite, nu așa? Așa, Doamne. Tacâmurile în cruce. Stau așa. Bun, hai să ne explice, Virgil, cum e corect. Nu știu dacă așa sau așa. Cruce, că s-a terminat. Să știți că mi se întâmplă foarte des la cursurile de etichetă și protocol. Toată lumea să-mi spună că a văzut pe internet, a văzut într-un filmuleț, a văzut într-o postare. Mai majoritatea lucrurilor pe care le găsiți pe internet, dacă nu sunt de specialitate sau profesioniști în alimentație publică și turism, să știți că oferă informații greșite. Există o singură modalitate, cea mai clară, de a pune tacâmurile închise, și anume este aceasta, tacâmul petrecut în furculiță. Wow. Să vă spun și de ce. Această regulă de etichetă și protocol s-a inventat în primul rând pentru a fi mai ușor la debarasare, mai mult decât a fi ca să nu scadă pe jos când exact. Și când cel care va debarasa va prinde foarte ușor furculița cu farfuria și în felul acesta tacâmurile nu vor mai cădea. Am înțeles, Virgil, țineți vorba. Imediat, în câteva momente, vom trece și la ceai, pentru că, dragii mei, mâncăm, bem, mâncăm, mâncăm, bem, da, dar la un moment... Nu încă, mai întâi învățăm să mâncăm, nu ne aruncăm așa. Vezi că ți s-au șters pistrui. Mâncăm, bem... Era vărsat de vânul, era pistrui. Ce e cel mai important este ca după ce ne-am giftuit, ne-am... Ne-am făcut mațul bocan. Împuibat. Ne-am făcut mațul ghiogă. Da. După ce ne-am umplut burțile, să bem o frică, să ne ardă greșit. Un ceai. În câteva momente vom bea un ceai. N-avem nimic ca noi. Ceai, tu ai ceva? N-avem nimic, dă să bem, noi n-avem ceai. Pune-aia acolo. Odată că noi nu bem ceai, că nu suntem bolnavi. Ceaiul se dă la spital. Și compotul. În al doilea rând, noi nu bem ca animale numai când ne e sete. Da. Ca să ne înțelegem. Apă fiartă, și Doamne, Maica, Domnule. Și ceva la masa asta. De ce? Până să se mai... Nu, da, nu cred că lipsește nimic. Avem... Avem noi. Ați adus... Da. E din, păi, dintr-o formație celebră. De la Filarmonică. De unde? Formația Crâncâtâni. Ce? Formația Crâncâtâni. Ați venit cu cineva? Da. Păi nu se face, că trebuie anunțat. Păi îl anunțăm. Eticheta, Virgil, spune că trebuie să anunți din timp dacă vine cineva. Ce mă eticheta? Scoală-te și lasă-i locul, că e pe locul numărul. De la formația Crâncâtâni, care câtești piesa Crâncâtâni. Colindători! Ia uite! Să rămână! Albe. Poftiți aici, poftiți. Poftiți. N-are pus să treacă cu caloriferii. Ăsta a stat în militar pe vremuri când vede caloriferii. Eu imediat, e de foltă sau de ce e la matare? Vreau și eu. Am înțeles. Aurică, dă-i omului ce-ți cere. Păi nu-i aduc eu lui tăticuțul meu ăsta? Da, stai jos, scoate-te frumos cu vincior. Cel mai nasol... Să nu creadă, nu stai jos, stai jos pe scaun. Ce vrea să zic, cel mai nasol lucru. Bă, băiatule, deci cel eu... Cel mai nasol lucru la o petrecere. Eu nu te înțeleg, bă, tată, mor de foame, mor de sete, dar un lăutar să ai, măcar un lăutar, să schimbăm din situațiune.